știți, în a treia tranșă, pentru că în anul trecut au fost una în octombrie, una în noiembrie, de achitarea datoriilor. Trebuie să vă spun că Timișoara ar fi fost din nou probabil și mai paralizată decât a fost în anii anteriori, din punct de vedere a sumelor pe care guvernul prin alocările către județul Timiș, suma cea mai mare din țara românească, dar asta denotă și faptul că anterior guvernele care au fost, conducerile județului și a primăriilor, a primăriei Timișoara în mod deosebit, au avut datorii extraordinar de mari cumulate în anii anteriori și n-au primit sume sau n-au avut încasări pentru ca să și le poată plăti. Deci este lucru cel mai îmbucurător pentru noi. Trebuie să vă spun că suntem unul dintre județele care stăm foarte bine astăzi, în condițiile în care se va face rectificarea bugetară în luna viitoare, luna iulie, în cel mai rău caz luna august, probabil că vom rămâne cu doar 4 localități care vor avea datorii. Aici e vorba de Jimbolea, cu cele 41 de milioane pe campusul școlar, pe Ministerul Învățământului. Este vorba de localitatea Libling, care a pierdut un proces și cu toate că i-am dat sume foarte mari și la rectificare și la alocările care au fost făcute pentru lucrări, a pierdut procesul și a venit cu aproximativ aceeași sumă. Procesul a achitat aproape 30 de miliarde, acum are tot cam 29 de miliarde care le-a pierdut în instanță. Deci ar fi a doua ca valoare. Mai avem localitatea Jebel, comuna Jebel, care noi sperăm că își va închide încet, încet, în acest an se va închide pe zero, pe de o parte prin alocarea care s-a făcut conform ordonanței 28, alocare care este, lucrare care este prinsă în ordonanța 28 și probabil că o să fie plătit o anumită sumă în acest an, cel puțin astăzi în jur de 3 miliarde care se primeze la guvern pentru ordonanța 28 și probabil prin alocarea, repede, dacă va fi pozitivă rectificarea de luna viitoare. De asemenea, au apărut așa din, să zicem, ceață și localitatea Criceva, care are 8 miliarde datorii, care sigur va fi mai delicat ca să putem să le achităm în următoarea rectificare de la nivelul Consiliului Județean și atunci probabil că sunt cele 4 localități care v-am spus că au sume care nu le vom putea închide.